groapa de gunoi. În plus, lucrăm la o altă reglementare care sper să fie adoptată imediat ce reîncepe activitatea parlamentară la început de septembrie, prin care vrem să introducem un instrument de a motiva cetățenii să arunce mai puțin și să recicleze mai mult. Este un instrument care se numește Plătești cât arunci, Pay as you throw, și prin aceasta, practic, ce vrem să se întâmple este să stimulăm reciclarea, colectarea selectivă, pentru că toate aceste deșeuri valoroase, nu? Hârtia, sticla, plasticul, pot la rândul lor să fie reintroduse în circuitul economic, ele folosesc ca resursă, ca materie primă secundară, ori în clipa de față noi aruncăm absolut totul la groapă. Deci acolo este un business care se pierde, sunt oportunități economice care se pierd și nu vrem să continuăm în acest